Criza din Ucraina ar putea provoca un nou val de refugiați în Europa. Ministrul român al apărării Vasile Dâncu anunță că țara noastră este pregătită să-și deschidă granițele pentru 500.000 de persoane, în cazul în care conflictul dintre Ucraina și Federația Rusă ajunge într-un punct critic. Dâncu spune și că autoritățile noastre sunt pregătite să intervină și în cazul românilor care vor să părăsească teritoriul Ucrainei, dar anunță că deocamdată nu au fost formulate cereri în acest sens. Există mai multe estimări. Noi am putea să primim peste 500.000 de refugiați. Aceasta este cifra la care ne-am pregătit noi împreună cu Ministerul de Interne. Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, spune că autoritățile au pregătit deja un plan în ceea ce privește refugiații și au fost stabilite deja mai multe locuri în care aceștia ar putea fi găzduiți. Unde am putea să-i cazăm pe aceștia? Sunt multe puncte. Există un plan în acest sens care este pregătit în toate marile orașe. Există zone pentru asta. La sfârșitul lunii ianuarie, Vasile Dâncu declara că România dispune de un stoc de rezervă de câteva mii de locuri pentru refugiații din Ucraina, iar dacă va fi necesar, locurile vor fi suplimentate până la câteva zeci de mii. De asemenea, Dâncu dă asigurări că România este pregătită să intervină în cazul românilor care se află pe teritoriul Ucrainei. Românii care se află pe teritoriul Ucrainei, ce poate face țara noastră? Nu suntem pregătiți ca în cazul în care este nevoie să fie extrași din teritoriu în condițiile unui conflict, suntem pregătiți să facem asta. Am primit până acum vreo solicitare în acest sens, știți ceva de la Ministerul de Externe? Nu am primit, eu nu știu de nicio cerere și nici nu cred că a fost.